ești personificarea multor contradicții. Ești un războinic sau un mistic, un luptător activ pentru credințele tale sau un pustnic spiritual care caută singurătate. Asociată cu zeița războiului și a înțelepciunii, Atena născută pe 7 aprilie, este o combinație curioasă a unei figuri simple și a unui învățat contemplativ. Abilitatea ta de a folosi spiritul inovativ, imaginația creativă și gândirea logică inventivă este cu adevărat impresionantă. Tu radiezi entuziasmul și energia. Cu toate acestea, dacă ai experimentat o copilărie nefericită, fie din cauza lipsei căldurii părintești sau a unei locuințe improprii, poți fi destinată să trăiești cu o atingere de tristețe ușoară. De regulă, ești extrem de activă în tinerețe, însă acțiunile tale au drept scop asigurarea unui viitor previzibil și calm. Pe de altă parte, tu cheltui prea multă energie în răzvrătire. Chiar și în ciuda faptului că de-a lungul anilor devii mai înțeleaptă, deși la fel de neobosită, furia acumulată la o vârstă fragedă rămâne o mare problemă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: onestitate, cavalerism, inflexibilitate. Explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte, elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru cantitatea de energie și neliniște. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, exprimarea directă. Tu ai o natură extrem de controversată. Dorința ta de a acționa și dorința filozofică de a observa și contempla alături de magia numărului din data nașterii sunt vizibile în caracterul tău. Ești o inventatoare ale cărei arme principale sunt logica și inovația, un artist cu o viziune creativă asupra realității, generatoare de idei progresive. Pe de o parte îți aperi principiile prin foc și sabie și, pe de altă parte, te angajezi în auto-îmbunătățire în izolare de alte persoane. În viața ta vine o etapă când capabilitățile intelectuale ajung la vârf, iar apoi trebuie să faci o alegere cardinală. Această perioadă coincide cu finalizarea primului ciclu al lui Saturn, la vârsta de aproximativ 28 de ani, sau cu faza în care atât Saturn cât și Uranus se află în puncte diametral opuse față de cele pe care le ocupau în momentul nașterii tale, respectiv la vârsta de aproximativ 42 de ani. Dacă te-ai născută la 7 aprilie, treci cu siguranță prin aceste intersecții, vei reuși în viitor. Tu ești extrem de sensibilă la energia pozitivă care emană de la alții. Poți fi capabilă să îndrumi pentru a servi idei sociale și religioase. Viața spirituală poate fi foarte importantă pentru tine, deoarece abordarea ta față de viață se bazează pe poruncile sacre, indiferent cât de activ cooperezi cu o anumită religie. Cu toate acestea, trebuie să-ți amintești faptul că optimismul tău constant nu este întotdeauna împărtășit de oamenii apropiați de tine, deci este important să păstrezi capacitatea de a percepe în mod obiectiv și critic realitatea. În aceeași măsură poți da impresia unui om de încredere, dar în situații critice nu corespunzi așteptărilor. Poți avea situații în care simțul realității este slab dezvoltat,
iar gradul de furie este ridicat, și aceasta deoarece uneori devin insuportabil pentru tine să suporți povara responsabilității pentru toți. În astfel de momente, cauți singurătatea, lucru care poate dura mult timp. Tu încurajezi respectul de sine într-un partener și ești întotdeauna gata să oferi sprijin. Tu funcționezi foarte bine în poziții publice, prin exemplul personal, inspirându-i pe alții să facă mari realizări. Cu toate acestea, ar trebui să stai departe de iluzii. În plus, nu trebuie să te superi dacă din anumite motive, speranțele nu ți-au fost îndeplinite. Te distingi față de alții nativi din berbec având astfel de calități, încredere, autonomie, activitate, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus, spui adesea ce crezi, fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 7 aprilie soarta ta? Ai un caracter energic, dar în copilărie trebuie să treci prin momente foarte puțin plăcute, ceea ce lasă o amprentă negativă asupra personalității tale. Acestea pot fi relații fără egal cu părinții sau cu condiții de viață teribile. Tu direcționezi toată energia ta spre asigurarea viitorului tău și pentru asta dedici toată puterea ta mentală și fizică. Cu toate acestea, o parte din energia ta este cheltuită într-o direcție inutilă, risipită pe tot felul de conflicte cu societatea. Fiind deja la vârsta adultă, ai ocazia să privești trecutul cu ochi diferiți și să-ți regândești unele dintre opiniile tale, dar încă nu poți să faci față propriului tău caracter. Soarta îți va fi oferit oportunități mari în alegerea corectă de care depinde întregul tău viitor. Prima perioadă începe la vârsta de 28 de ani, când se încheie primul ciclu al lui Saturn. Cel de-al doilea astfel de moment decisiv cheie pe la 42 de ani, când poziția Saturn și Uranus se dovedește a fi exact opusul pozițiilor în ziua ta de naștere. Prin alegerea direcției corecte la aceste intersecții, vei realiza cel mai mare succes posibil în viața ta. Tu ești capabilă să percepi energia spirituală a altor oameni. Din acest motiv te poți dedica activităților religioase sau sociale. Dezvoltarea valorilor spirituale este importantă pentru tine, iar în viață poți fi condusă de cele 10 porunci, chiar dacă nu aparții niciunei direcții religioase. Aceste lucruri nu este întotdeauna perceput în mod adecvat de cei dragi, așa că ar trebui să-ți reduci eforturile pentru perfecțiune și să percepi realitatea din jur în culori mai dulci. Uneori, nemulțumirea ta internă față de nedreptatea soartei, care în opinia ta ți-a dat mult mai puțin decât altora, duce la respingerea completă a oricărei acțiuni. În astfel de cazuri, te înrobești în sine și te îndepărtezi de ceilalți, întrerupând toate contactele cu ei. În ceea ce privește cei dragi, ești foarte grijulie și le dai întotdeauna dreptul de a lua propriile decizii, încercând să susții inițiativa și libertatea lor personală. În poziția ta obții toate succesele, încurajând pe alții să fie activi prin propriul tău exemplu. Dragoste și compatibilitate. Natura ta iubitoare și pasională necesită legături puternice de familie, însă ești prea ocupată cu tine și cariera ta să stai liniștit acasă, locul în care nu se întâmplă nimic. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți o forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentanți practici ai semnelor pământului, Capricorn, Taur și Balanța,
care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești întotdeauna plină de putere și energie, dar în tinerețe, ești adesea destul de supărată. Dacă copilăria ta a fost problematică, atunci o anumită tristețe este imprimată întotdeauna pe figura ta. Tu te concentrezi pe viitor, construiești o fundație confortabilă cărămidă cu cărămidă. Răutatea care vine din tinerețe rămâne cu tine pentru totdeauna, chiar dacă devii mai înțeleaptă și înveți să te controlezi. Tu respecti mereu anumite principii nobile. Foarte adesea aceste principii sunt îmbrăcate în hainele poruncilor divine. Dezvoltarea spirituală este foarte importantă pentru tine, este dificil să cred că nu crezi în nimic. Totuși, oamenii din jurul tău adesea nu ți îndeplinesc exigențele nobile înalte, motiv pentru care suferi întotdeauna. Cele mai bune domenii în care te poți exprima și poți construi o carieră de succes sunt cele care sunt tangente sau se referă direct la spiritualitate, religie sau protecție socială. Sănătate și boli. Te distingi prin sănătatea și rezistența fierului. Dacă ești în armonie cu tine însăți, poți trăi mult timp și ai o sănătate excelentă. Pericolul se ascunde numai atunci când, datorită entuziasmului tău, îți supui corpul la încărcături excesive, sperând că vei rezista oricărui test. Cu toate acestea, deoarece rezervele interne ale fiecărui organism sunt departe de a fi limitate, ar trebui să evaluezi corect limita abilităților tale fizice. În acest sens, în situații critice este utilă schimbarea ritmului vieții, ceea ce va afecta în mod pozitiv durata acesteia. Îți poți distruge sănătatea dacă uiți completă de o astfel de probabilitate, încărcându-te singură cu lucruri și treburi. Trebuie să înveți să eziți și să aștepți cu răbdare, abilitatea de a aștepta fără a fi nervoasă te va ajuta foarte mult în munca ta și va ajuta la protejarea sănătății tale. Locul vulnerabil al corpului tău este tractul gastrointestinal. Prin urmare, este deosebit de importantă din când în când să-ți ajustezi dieta, fără alimente grase, picante și acre. În caz contrar, stresul asupra sistemului nervos poate provoca gastrită și alte boli mai severe ale tractului gastrointestinal. Soarta și norocul. Tu ai o natură complexă, dar ești bună, persistentă, curajoasă și independentă. Dacă tu vei învăța să-ți gestionezi emoțiile, abilitatea de a netezi lipsurile caracterului tău, vei putea câștiga iubirea și respectul celorlalți. Ai aptitudini diplomatice, cu orice persoană găsește o limbă comună. Afacerile tale merg de obicei bine, întrucât intuiția ta este atât de dezvoltată încât aceasta determină cu exactitate ce trebuie făcut în acest moment și ce ar trebui amânat pentru un timp. Cu sprijinul prietenilor și al altor persoane, poți fi capabilă să atingi înălțimi mari. Viața de familie este de obicei fericită. Sfaturi pentru tine. Avantajul tău este că poți vedea în orice persoană tot ce este bun și nobil. Ești capabilă să îndrumi aceste aspirații pozitive în beneficiul societății, pentru a servi scopurilor sociale și religioase. Tu poți deveni o muză pentru restul societății, inspirând uneori noblețea și justiția, dar există pericolul de a cădea sub puterea lumii ideale, iluzorii. De asemenea, o altă problemă a ta este mânia născută, care ar trebui să fie întotdeauna ținută sub control. Nu este nevoie să te superi și să-i urăști pe toți, dacă o persoană care ți s-a părut nobilă ți-a trădat neașteptat principiile. Amintește-ți că oamenii sunt slabi și imperfecți și că necesită răbdare. Încearcă să privești lumea prin ochii realității. Orientează-ți energia într-o direcție mai productivă. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară.
Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atrage deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment: nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.